ce să așteptăm? În primul rând, nu a fost revanș pentru mine. Da, a fost ca și luptă trecută câștigată, însă iarăși. Trebuie mai puțin de vorbit și mai mult făcut. Dar noi așteptăm, în primul și în primul rând, o luptă interesantă, să placă la oamenii, spectatorii și sper eu să iei ceva frumos. Sigur, eu cred că oricare sportiv vrea să ajungă la cele mai înalte nivele, da, la trepte, chiar la centură. Sigur, eu aș vrea foarte mult să lupt. Asta e sportul, muncim și sperăm în curând să fim acolo. La bună seara, desigur, Matei Vitali e într-o formă foarte bună. Muncește zilnic, are viteză, o condiție fizică ideală și motivație. Da, sigur, suntem siguri în victoria lui.